Bună dimineața! Bună dimineața, Belami! Bună dimineața tuturor care și-au făcut timp în dimineața asta de duminică frumoasă să stea în fața unui ecran, a unui laptop, calculator, telefon, să ne vadă despre ce mai discutăm noi astăzi. Bună dimineața, încă o dată! Astăzi suntem în a opta zi din vacanța virtuală Savoy Virtual Escape, oferită de Hotel Savoy tuturor eroinilor de acasă și. Nu pot să cred că s-au dus deja 8 zile. Au trecut foarte repede, am avut foarte mulți invitați care au vorbit despre lucruri interesante. Iar astăzi, în a 8 -a zi, îl avem alături de noi pe Andrei Cotruță, coach energo-informațional. Bună, Andrei, încă o dată! Bună, Bela Mi! Și astăzi ne va vorbi despre un subiect foarte interesant. Dar am să las pe el să ne spună mai multe despre subiectul în cauză. Mulțumesc, Belami. Eu zic că timpul este cel mai prețios resurs care avem noi, resursa cea mai bună pentru noi și o să intru direct în subiect. Deci, astăzi vorbim despre energia feminină, despre feminitate, senzualitate, sexualitate, dar atenție, stimate doamne asta. Nu înseamnă că partenerii dumneavoastră trebuie să fie undeva plecați de lângă dumneavoastră că. În momentul în care vorbim despre energia feminină, ei trebuie să stea și ei cu urechile ciulite să asculte ce au de făcut ca dumneavoastră, eroinele de acasă, să fie bine. Deci să fiți cu toții bine. Dacă cumva aveți copii mici, v-aș ruga insistent să-i spuneți soțului să iasă puțin în altă, să meargă în altă cameră, la plimbare puțin prin curte, dacă aveți curte, și să rămâneți puțin așa mai izolate în fața calculatorului, pentru că informațiile care vor veni sunt foarte importante atât pentru zilele care urmează în izolare, cât după izolare. Deci astăzi vorbim despre energia feminină. Și normal, la ultima întâlnire a fost un comentariu la care aș vrea să răspund și eu acum. Un domn a discutat ceva despre Ioana Dark. Cine a fost? Stimate doamne, eu vă spun un singur lucru. E noi după cum vă spuneam și data trecută, că istoria se repetă. Și ca să putem face față unor provocări importante din viața noastră, trebuie să avem anumite repere. Repere din istorie. Și nu puteam să dau un reper din istoria Român României, pentru că nu că n-am avea, am avea. Dar ne întrebeam un reper din istoria mondială și fătuca aia cu ghilimelele de Regoare chiar își merită loc în istorie pentru că voi toate sunteți niște eroine și vă doresc și vouă să faceți cum a făcut ea cum, ce urmă a lăsat în istorie. Dar știți de ce a lăsat ea urmă în istorie? Nu pentru că Biserica Catolică care s-a a făcut o sfântă. Nu e vorba despre asta. Este vorba de puterea care stă în spatele unei femei de a se adapta, de a se regenera și de a modifica nu numai soarta unui bărbat, ci soarta unei națiuni, soarta unui continent. Da? Deci, rețineți, în momentele astea critice, când nu vă mai regăsiți, luați un uh, exemplu din istorie și faceți ce făceau respectivele persoane. Vreau să mai spun, dacă toți suntem la capitolul, capitolul istorie că cultura noastră balcanică este nedreaptă cu femeile. Da, ați auzit bine, este nedreaptă pentru că din păcate sistemul ăsta comunist instaurat după 45 a lovit foarte mult în senzualitatea și sexualitatea femeii. De ce? Ca impusă să muncească cot la cot cu bărbatul. Și, este, și lucrul ăsta este incorrect din punct de vedere energetic, pentru că femeile nu au forța necesară să facă față ca un bărbat la toate provocările zilnice. Dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere energetic, femeia poate suporta munca doar 4 ore pe zi, urmând ca celelalte patru ore să o prestează, fac ceea ce o muncă din plăcere, pentru bucurie ei, sau nu mai muncește. Deci, asta este o regulă nespusă. Și de unde știu regulile astea? Să nu credeți că sunt reguli inventate de mine. Dacă, iarăși, ne aruncăm puțin și aruncăm o privire în istoria României, eu vă spun că în anii 30, în grupurile de oameni culți din perioada respectivă, la care eu mă refer și vă doresc să fiți și dumneavoastră în categoria respectivilor grupuri, se organizau așa numitele jur fixuri. Jur erau întâlniri sociale, nu distanțare socială, întâlniri sociale în care femeile mai în vârstă transmiteau pe viu grai doamnelor mai tinere arta seducției, senzualității și armoniei în cuplu. Din nefericire, toate, toată practica asta corectă, balcanică de data asta de jur fix, a fost distrusă de comuniști. Și trebuie, vă spun, trebuie să reveniți la normalitate și eu în prezentarea de astăzi o să vă spun câteva indicii clare. Cum vă energizați senzualitatea, sexualitatea, cum redeveniți... O femeie atractivă, o femeie bună, o mamă adevărată, o soție adevărată, fără să loviți prea mult în dumneavoastră. Deci, cum să vă resetați la momente noi, energii noi, și să redeveniți ceea ce ar trebui să redeveniți. De ce vă spun lucrurile astea? Că în ultima perioadă la mine au venit informații care vor apărea probabil și în spațiu public de curând cu privire la un indice, un indice al divorțurilor. Deci este trist să aflu că în perioada următoare sau în perioada izolării foarte multe cupluri nu s-au înțeles au trăit împreună o perioadă lungă de timp și deodată nu mai pot să se înghită unii pe ceilalți. Și normal că trebuie să vin cu anumite explicații că este vorba de energie. Și de ce explic lucrurile astea într-un seminar de genul ăsta de senzualitate, sexualitate feminină? Pentru că, conform teoriei care o transmit eu, femeia este stăpână absolută al casei, a energiilor care circulă în casă. Și cum Acum, bărbații toți au stat în casă majoritatea timpurilor, femeile s-au simțit invadate de invadatorul numit soț. De ce invadate? Pentru că soțul a petrecut mult prea mult timp în spațiul lor. Și ele s-au simțit cotropite, într-un fel sau altul, de soțul care trebuia să fie alături. Și sistemul respectiv a cedat, pentru că doamnele nu erau obișnuite cu interacțiunea atât de intensă cu partenerul. Și au ieșit la iveală foarte multe probleme. Dar problemele nu sunt de acum, de ei. Problemele sunt de neadaptabilitate. Pentru că femeia, încă o dată vă spun, n-a reușit să se încarce energetic din mediul social. Pentru că femeile sunt niște ființe sociale. Și știi ce înseamnă social? Înseamnă când discuți, când bărfești, când ești la o cafea, când ești la un shopping. Pentru că toate lucrurile, când ești la coafor, la manicură, pedicură, erau lucruri elementare care femeile le puneau, pe care le puneau în față să se încarce. Și acum ele au fost private nu de libertatea respectivă, ci de dreptul de a se încărca. În altă ordine de idei trebuie să înțelegem și pe bărbați. Ei sunt niște vânători, niște luptători. Și au fost închiși în casă, într-un spațiu în care ei nu domină. Deci, ei sunt invitați în casa dumneavoastră, din punct de vedere energetic, chiar dacă casa vă aparține. Și fiind invitați, ei s-au simțit ca niște invitați și au încercat să-și pună amprenta asupra casei. De unde? A ieșit în foarte multe cazuri cu război, și anume în anumite cupluri în care nu exista o armonie perfectă. Și acum să vă spun și problema reală care se va întâmpla. Stimate doamne, nu renunțați la soții dumneavoastră, nu divorțați sau stimați domni, nu divorțați sau nu amplificați conflictele. Din ce cauză? Pentru că voi sunteți sortiți unul celuilalt. Din punct de vedere a sufletului pereche, sunteți unul făcut pentru ceilalți și aveți nevoie de ușoare sfaturi, ajutor să restabiliți armonia. Cum se restablește armonia? Doamne, ascultați-vă, mă rog frumos, după 15 mai alungați bărbații din casă afară dar în sensul bun al cuvântului, pentru că și ei au nevoie de încărcare. Și eliberați-vă spațiu în care să vedeți cum reglați lucrurile. Lucrul de acasă sau activitatea în online de acasă pentru un bărbat este toxică din punct de vedere energetic. De ce? Pentru că bărbatul nu este făcut energetic să stea într-un spațiu în care este un spațiu coordonat energetic de soție și el este nevoie să plece. Atenție foarte mare, nu singur, să plece cu dumneavoastră. Numai că pleacă singur la muncă, dar cu dumneavoastră pleacă undeva la plimbare, da? ca să schimbați atmosfera, să vă împăcați, să vă echilibrați. Pleacă undeva la shopping. Chestia cu molurile că nu sunt deschise este adevărată, dar asta nu înseamnă că toate magazinele sunt închise și nu la magazinul alimentar. Deci nu pentru alimente, ci pentru un ușor răsfăț. Ce înseamnă răsfăț? O să vă spun mai departe pentru că este vorba de interacțiune între bărbați și femeie. Stimate doamne, dacă tot rămâneți în casă, Atenție! Nu vă comportați în casa voastră după 15 mai cum ați făcut-o până acum. Autoritar sau. Nu, schimbați puțin energetica ca casei. Eventual puteți să schimbați și draperiile, să nu vă mai amintească casa nouă de casa veche când existau tensiuni. Deci trebuie să schimbăm ușor peizajul care vede ochii în fața ochilor, pardon, care vedeți în fața ochilor când intrați în spațiul respectiv. Pentru că ceea ce am numit noi izolare vă influențează negativ. Și de ce vă spun toate lucrurile astea? De ce vorbesc eu despre relații sociale? Noi, din punct de vedere energetic, suntem încărcați de așa numitele ceacre. Și când acum am spus de ceacre, probabil foarte mulți o să plece, nu vreau să aud eu de prostiile respective. Nu, eu o să vă spun altceva. Puteți să le considerați prostii, puteți să nu le considerați prostii. Eu nu o să încep să vorbesc despre prostii. Ceacrele sunt acele sisteme energetice din corpul uman care reacționează psihosocial. Deci ele vă transmit energie din interacțiunea psihosocială a dumneavoastră cu mediul și cu persoanele. Deci, anumite acțiuni din spațiul dumneavoastră vă încarcă energetic sau vă epuizează energetic. Și aici, iarăși, trebuie să vă mai spun anumite secrete, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Noi avem anumite proporții în corp care sunt necesare să se respecte. Respectiv, femeile trebuie să aibă în corp 75% energie feminină pentru a fi adevărate dive. Și 25% energie masculină. De ce? Ca să înțeleagă bărbații. În momentul în care respectiva, respectivul indice este încălcat, se apar problemele. La bărbați și la ei este cu 75% masculină, 25% feminină, se înțeleagă femeile. Știți cartea, femeile sunt venite pe o planetă, bărbații de pe alta. E reală și se aplică. Dar ca să existe armonie, să existe puzzle-ul de care vorbeam noi, trebuie să știți că trebuie respectate aceste proporții când nu sunt respectate, de exemplu, când femeia este peste 75% feminină, dar vă spun, în România rar se întâmplă cazul de genul ăsta, ea nu va înțelege niciodată niciun bărbat pentru că îi privește ca pe niște dușmani și nu are nevoia de a-și completa energetica cu un astfel de bărbat, eventual dacă și-l ia, îl calcă în picioare de nu s-a văzut dacă cumva este sub 75%, eu denumesc acest fenomen corporatist, le știu că sună dur, dar stimate doamne, munca e făcută pentru bărbați și dacă tot aveți un job la care mergeți, trebuie să mergeți la job din plăcere. Dacă o faceți din obligație, să aduceți bani în casă, să întrețineți familia, deja loviți foarte puternic în senzualitatea, sexualitatea energetică feminină și nu este corect. De ce nu este corect? Pentru că un astfel de comportament toxic o să-și spună cuvântul ulterior, după o anumită vârstă, când vor apărea foarte multe probleme de sănătate pe sectorul feminin. Despre asta vorbesc foarte mult în cursul meu online, Sănătatea ta energetică, pe durata 21 de zile, intens discutăm și analizăm problematica asta și la bărbați și la femei. Dar revenim. Revenim. De ce să revenim? Iarăși ne uităm în cultura noastră balcanică. După anii, haideți să ne uităm ce s-a întâmplat în, imediat după Revoluție 90, în anii 90, cam câți ani aveați dumneavoastră și ce s-a întâmplat. Acolo s-a întâmplat o ușoară neînțelegere a situației, când mamele, ieșite din comunism, au făcut anumite recomandări total greșite fiicelor. De ce total greșite? Pentru că, din neștiință, atenție, din neștiință, din faptul că au fost educate și ele greșit în sistemul comunist, le-a recomandat uh, fiicelor: Atenție, muncește, fă o facultate, fă un masterat, fă un doctorat, iați un job, făți banii tăi, făți casa ta, iați mașina ta, să nu depinzi de unul sau altul. Și după aia vei fi fericită, pentru că vei găsi tu pe unul care să te completeze, să-l iei de soț. Și ce s-a întâmplat? Vă spun eu ce s-a întâmplat din experiență. Doamnele astea au făcut joburi, cariere, bani, apartamente. Și când a ajuns la unul să vină, ăla n-a mai venit. De ce? Pentru că bărbații, v-am spus, sunt mai ciudați, sunt făcuți din alt aluat și ei vor femeie, nu vor o doamnă care are job, funcție și așa mai departe și a uitat să se iubească pe sine să devină doamnă. Asta nu înseamnă, nu generalizez. Sunt și doamne adevărate în business care știu să fie doamne, dar mai puțin. În marea majoritate de ca, cazuri, majoritatea au făcut o mică, o greșeală așa, care se poate îndrepta din fericire. Cum se poate îndrepta? Redevenind sau punând accentul în perioada următoare pe ceea ce numesc eu energetică feminină, pe ceea ce numesc eu arta de a fi femeie. Cum testăm noi dacă într-adevăr lucrez pe sectorul respectiv sau nu? Vă spun eu cum. Nu cu distanțare socială. În momentul în care ieși din casă și dacă stai la bloc, te-a văzut a tot știuitoarea babă de la, de la parter și a zis, wow, ce a făcut asta în carantină. Deci, wow, ăsta înseamnă confirmare că tu ai făcut ceva bine pentru tine și ai marcat-o pe erudita de la parter, care comentează întotdeauna. Dacă ești cumva la casă și când ai ieșit să urci în mașina parcată, celelalte doamne se uită la tine cu niște ochi așa mari Wow, dar ce a făcut asta în carantină? Că eu mă uitam greu uh, anumite depuneri de slănină pe mine și arată minunat. Deci nu e vorba de faptul că te-ai schimbat cumva, este vorba de energia care o degaj și primul uh, indiciu că tu te-ai schimbat nu vine niciodată de la bărbat. Bărbații sunt mai tăcuți, ei nu vorbesc, ei doar admiră dar femeile altele comentează. Tocmai de asta avem nevoie de interacțiune socială. Pardon, femeile au nevoie ca să vadă adevărul. Ce? Adevărul despre ele. E foarte greu să-ți dai seama de evoluția ta pentru că te vezi în fiecare zi și consider că nu există evoluție. În schimb, când ieși în mediul social, bârfa aia, adevărată, de la o cafea bună într-o cafenea de fiță. Aia este important. Mă arăt și comentez. Este o modalitate foarte interesantă pentru toate doamnele să aibă anumite confirmări, să se încarce cu energie feminină a sensualității sexualității. Și să se lase admirate, stimate doamne, lăsați-vă admirate. De ce? Ce poate fi mai plăcut pentru o doamnă să se lase admirată într-un modul ăla frumos? Nu de bădărani, ăia sunt bădărani, nu luăm în considerare. De bărbați adevărați să primească complimente, să li se deschidă ușa când intră într-un magazin, sau pur și simplu să primească o floare de la un necunoscut, pentru că, într-adevăr, emană ce nu emană în foarte, foarte multe femei. Da? Și dacă tot vorbim de energia asta feminină, să vă dau și câteva sfaturi importante. Ce înseamnă sfaturi importante? Nu o să intru acum în, într-o dilemă din aia să faceți tot felul de exerciții, tot felul de meditații, să intrați în nu știu ce culturi, culte și așa mai departe. Nu! Și de ce vă spun că nu este nevoie de așa ceva? Pentru că și la începutul anilor 1900, când nu se știa chiar atât de mult despre tot felul de tehnici de energizare, doamnele știau să rămână doamne adevărate, știau să se energizeze, știau să fie fericite, știau să cucerească și se lăsau cucerite. Prin urmare, secretul nu este în tehnică, secretul este în interacțiunea socială. Și dacă dumneavoastră ați respectat regulile și a stat izolate, înseamnă că această interacțiune va condamnat și va lovit exact unde nu trebuia. În energetica feminină, în senzualitate, în sexualitate și de aici majoritatea problemelor dumneavoastră. Deci scopul principal în perioada imediat următoare este restabilirea echilibrului în energetica feminină. Și dacă tot vorbim despre energetică, tot vorbim despre energetica feminină, trebuie să știți încă un secret absolut. Care este elementul cheie din natură cu care este nevoie să interacționeze doamnele, să se încarce energetic. Dacă la bani, la domni, vorbim de foc, ăla este elementul naturii care încarcă, care determină să fie adevărați mascul, feroci, într-un mediu tot mai competitiv. La femei lucrurile se schimbă radical și avem în prim plan apa. De exact ăsta este elementul cheie cu care trebuie să interacționați în perioada imediat următoare să vă restabiliți energetica feminină. Nimic nu se poate compara decât o femeie în interacțiune directă cu apa. Și acum, chiar dacă aș pune acum 18 în colț, că vorbim niște lucruri cu o tentă sexuală, întrebați-vă bărbații din viața dumneavoastră ce ar prefera o femeie cu bustul gol sau o femeie cu un tricou ud pe ea. Și o să vedeți ce o să spună 90% din bărbați, că întotdeauna preferă o femeie cu un tricou ud peste sânii aia frumoși. De ce? Pentru că avem interacțiune energiei, senzualității, sexualității cu energia apei. Deci, țineți minte, stimate doamne, apa nu este ca să vă spălați pe mâini de tot felul de microbi închipuiți. Da? Asta este igienă. Apa nu este să te arunci sub un tuj și să stai trei minute că m-am spălat pe păr și am ieșit de acolo. A tot igienă se numește. Apa înseamnă alint. Apa înseamnă încărcare. Apa înseamnă o cadă cu petale de trandafir, cu multe spumă, cu parfumuri. Nu va priva de libertatea asta, de dreptul ăsta nimeni până acum. Dar trebuie să vă permiteți un câteva lumânări, o muzică în surdină și fără soț în baie. De ce? Că este locul de încărcare, nu de unde vă descărcați. Deci, Trebuie să fiți în intimitatea dumneavoastră și să vă încărcați puternic. Ritualul vă aparține, pentru că e vorba de alint și când vorbim de alint, nimeni nu trebuie să vă spună cum să-l faceți. Important este rezultatul final. Deci rețineți, apa, chiar și când sunteți sub duș, nu vă grăbiți să ieșiți Alintați-vă, pentru că imaginați-vă că sunteți uh, undeva pe litoral și e o ploaie de vară, și dumneavoastră sunteți îndrăgostite, alergați prin apă, vă ajută foarte mult. Nu mai spun dacă aveți binecuvântarea și binevoința soțului să vă aducă undeva pe malul mării, să le leneviți cu valurile mării, să ascultați. Sinfonia Mării, undeva pe plajă Mamaia, la voi, vă dau niște indicii clare, unde există oameni care sunt dispuși să vă alinte într-un mod în care nici măcar nu vă puteți închipui, unde există o băutură fină pentru orice doamnă adevărată, unde există ce, energetica potrivită să vă încarce. Deci amintiți-vă, stimate doamne, de anii trecuți și atenție foarte mare, este locul ideal de unde, unde puteți să vă reveniți cu adevărat. Nu undeva într-un mediu cum este orașul, cu vibrații scăzute, cu ură, cu nu știu ce. Nu, ala un mediu toxic. Dacă vă permite timpul, nu banii, bani se găsesc, mulți, timpul și aveți disponibilitatea, eu vă spun, singura ocazie pentru dumneavoastră de încărcare rapidă este un weekend la mare. Și nu oriunde. Acolo unde sunteți așteptați cu brațele deschise și unde este garantată siguranța dumneavoastră, inclusiv sanitară. Deci, atenție! Pentru domn, stimați domni, haideți să vă spun și dumneavoastră, un whisky bun băut pe malul mării, admirând frumusețele patriei, inclusiv propria soție, o să vă încarce în 5 minute. Dar pentru doamna dumneavoastră, ea are nevoie de măcar de 2-3 zile să stea acolo, să fie alintată și de dumneavoastră, și de domnii care sunt plătiți să o servească. Atenție, să o servească cu băuturi fine, pentru că doar dumneavoastră veți profita în camera de hotel. De ce? Ca să-i demonstrați că încă o iubiți, că încă vă atrage. Da, așa cum n-ați făcut-o în carantină. Că dacă toți se gândeau că în carantină, oh ce o să fie explozie de anumite lucruri, ați văzut că nu s-a întâmplat. Și de ce nu s-a întâmplat? Pentru că n-ați fost predispuși la să se întâmple astfel de pau copiii, ba, copii, ba auziai mașina vecinului, deci acolo nu e mediul ăla toxic. Permiteți-vă să evadați din mediul toxic, stimate doamne, cu domnii dumneavoastră, cele care nu aveți domni respectiv doamnele care dintr-o situație sau alta sunteți singure, da, sunt și astfel de cazuri, eu vă spun în felul următor, bucurați-vă, de ce să vă bucurați, că a venit momentul vostru de glorie. Da, lucrez de foarte mulți ani cu doamne de genul ăsta și le-am spus, acum e momentul dumneavoastră de glorie. De ce? Că în piață s-a mulțit domnii proaspăt divorțați care nu vor căuta aventuri, dar vor căuta Doamne, cu care să construiască o nouă familie. Așa este societatea noastră, evoluție. Și, prin urmare, șansele dumneavoastră să găsiți unul adevărat cu care să o faceți familie sunt foarte, foarte mari. Dar cele care aveți deja o relație, să nu vă bată nimeni undeva să renunțați la relațiile respective. Este mult mai simplu să resetezi o relație dacă ești corect informată decât să-ți faci o relație nouă. E mult mai simplu. Deci, și pentru unele, și pentru altele aveți avantaje foarte mari, dar permiteți-vă, iubiți-vă și faceți demersurile necesare să lucrați la energetica senzualității, sexualității. Deci, v-am amintit un remediu foarte bun, se numește Marea. Câteva zile la mare, la colțul de rai, cum am numit eu data trecută, Hotel Savoy Mamaia, unde sunteți așteptate pentru răsfăț. Haideți să mergem mai departe și să vă mai spun încă alte secrete din sectorul senzualității și sexualității feminine. Cum vă mai puteți încărca, stimate doamne? Vă încărcați cu ceea ce numesc eu răsfăț și alint coafor, manicură, pedicură, dar nu mergeți din nevoie acolo. Dacă ați mers din nevoie, n-ați primit nicio încărcătură energetică. Trebuie să vă gândiți că ăsta este răsfățul dumneavoastră, este meritul că ați fost eroine în perioada respectivă, ați stat acasă și acum meritați un premiu. Și nu vă grăbiți să plecați de acolo interacționați, discutați cu domnul, doamna care vă tunde, vă aranjează, că și ea simte nevoie de interacțiune socială și ea știe foarte multe lucruri. Mergeți, nu neapărat ca să vă tundeți, să zburați sau să vă faceți manicură, mergeți la masaje. Nu știu dacă s-au deschis și astea, dar permiteți-vă dreptul ăsta de a primi răsfăț, răsfăț total. Mai este un răsfăț foarte bun, se numește Shopping. Dar shopping nu pe online. Shopping online este pentru bărbați, pentru că ei au nevoie de lucruri. Dumneavoastră aveți nevoie de interacțiune în shopping. Aveți nevoie să vă băgați în cabina de probă, să puneți haina aia scumpă sau bună pentru dumneavoastră, să vă arătați prietenilor. Deci, nu mergeți singure la shopping. Nici nu mergeți cu soțul, că el o să vă buze la cap și o să vă strice petrecerea. Mergeți cu cele mai bune prietene. Ce a spus guvernul? Trei. Deci mai aveți încă două prieteni cu care să mergeți. Și arătați-vă, ca pe podium, cât de frumoase sunteți, cât de. cum să vă spun, că meritați luxul respectiv. Știți, m-au zis că se vor deschide și magazinele alea care au intrare directă din stradă. Deci nu neapărat să mergeți la Mol. Când se deschide Mol, acolo vă vreau pe toate. Nu neapărat să cumpărați cât să vă arătați cine sunteți și să vă încărcați energetic. O doamnă care nu se încarcă energetic de la shopping are o problemă mare. Unde? Pe senzualitate, sexualitate. Și toate doamnele care au probleme în sectorul respectiv în continuare vor avea de suferit. Deci rețineți, nu neapărat shoppingul. Shoppingul nu este o chestie în care te ai dus, te ai cumpărat un bun și ai plecat repede acasă. Nu, shoppingul este un ritual pentru femei ca să arate cine sunt și să-și ia energia din mediul respectiv. Că toți acolo care merg, vedeți, plimbându-se pe la mol, toți admiră, comentează, în sensul pozitiv, normal. Când vezi o femeie frumoasă, îmbrăcată, frumos, nu contează ce vârstă are, contează ce energie emană. Și e frumos să o admiri. Pentru că un bărbat adevărat asta admiră la o femeie, nu aspectul exterior, cât energia care o transmite. Și trebuie să lucrați acolo la energie, că ați avut de suferit de estimate, doamne, shopping-ul este pe uh, listă acolo să mergeți și cu prietenele. Și nu plecați de la shopping când se vor deschide molurile cu siguranță, când se vor deschide restaurantele, cafenele, fără să treceți pe la cafenea ca să mai continuați discuția. Știți proverbul ăla sau vorba aia cu babele de la închisoare când au ieșit de la închisoare, ele au mai stat încă două, trei zile în fața închisoarei pe un scaunel și au mai bărfit de ce reală treaba este o necesitate de a dumneavoastră de socializare direct. Știi, fată, da, fată și așa mai departe. Deci chestiile astea trebuie să vă intre într-un obicei acum. De ce insist pe ele? Pentru că cele două luni de izolare v-au rupt din mediul respectiv. v cum, dacă aveți un obicei, obiceiul ăsta va a dispărut și o să aveți tendința repede să fugă acasă. Nu cumva să se întâmple ceva, nu se întâmplă nimic. Dacă lucrați pe senzualitate, sexualitate, sunteți noua uh, Ioana Dark a României și puteți ajunge foarte departe dacă, dacă lucrați pe senzualitate, sexualitate individuală. Aici haideți să, să intervin puțin și să discutăm și despre relația cu partenerul. De ce? De ce v-ați luat dumneavoastră un partener? Nu ca să vă pună la treabă, ci ca să vă răsfețe da, un partener adevărat, stimați parteneri dacă mă auziți, dacă nu vă răsfățați dumneavoastră partenera, înseamnă că nu vă respectați pe voi și nu vă respectați banii voștri. Și am auzit acum la toate live-urile astea care au fost pe teme de bani, că le urmăresc și eu să văd ce vine nou, toți vorbesc de investiții în perioada respectivă. Și eu vă spun, cea mai tare investiție, stimați domni, care puteți să o faceți după pandemie, este să investiți 10% din ce aveți dumneavoastră în soție. O, cum sună asta? Da, în alintul soției. Amintiți-vă că ea este sprijinul vostru, de ea depind banii voștri, de ea depinde liniștea în familie, de ea depinde armonia în familie și voi trebuie să investiți doar 10% în alintul soției credeți-mă, e cea mai tare investiție care puteți să o faceți dumneavoastră, stimați domn, în perioada imediat următoare după 15 mai. Nu mai ascultați alte sfaturi cu investiții, că e posibil să pierdeți banii, dar dacă investești în soție, câștigi. Ce câștigi? Liniște, armonie, pace. Și o femeie adevărată care stă în spatele unui bărbat adevărat să-l facă mare. Și ea, automat, va crește mare pentru că va avea o sănătate corectă. Deci, mergem pe energie și dăm în sănătate. De ce dăm în sănătate? Pentru că o persoană sănătate, sănătoasă este dispusă să facă minuni din mediul în care se află. Haideți să clarificăm aspectul respectiv, că este important. Noi am fost greșit învățați să luptăm să schimbăm lumea prin a-i schimba pe alții. Și în special femeile fac chestia asta, se bagă în viața tuturor, se le schimbe viața tuturor și femeile care nu știu ce fac. De ce? Pentru că femeia a fost făurită, construită de creator să schimbe lumea fără să facă nimic, prin simpla ei prezență. E cum s-au schimbat lucrurile. Și de ce? Atâta timp cât nu vei lupta cu alții, vei păstra energia pentru tine. Și păstrând energia, crescând energetic, îi vei schimba pe toți în jurul tău cum vrei tu, fără să faci nimic. Uitați ce secret adevărat vi l-am spus acum, spre finalul prezentării, sau undeva spre final. Deci, stimate Doamne, încetați să vă mai luptați cu morele de vânt. Nu vreau să vă transformați în alți eroi interesanți a istoriei noastre, Don Quijote cu Sancio Pance, da, parcă ceva de genul ăsta. Să vă luptați cu morele de vânt. Pentru că nu prea cred că veți reuși. Ia schimbați tehnica, teoria, practica și încărcați-vă. Nu vă mai consumați. O să vedeți cum totul se schimbă în jurul dumneavoastră. De ce se schimbă? Pentru că nu toate doamnele au posibilitatea să fie în grupul sau voi, mamaia, și să afle informațiile respective. Care informații? Nu te lupți și ai de câștigat. Majoritatea o să se arunce cu capul înainte să schimbe pe toți și o să se consume irațional. Majoritatea domnilor vor investi bani în altceva, nu în soții și vor avea de pierdut. Și eu vă spun să schimbați puțin regulile jocului. La timpuri noi, ca sunt timpuri noi, reguli noi. Și nu reguli impuse de mine, că eu nu am niciun drept să vă impun nimic. Eu sunt doar purtătorul de informație, care vă plasează informația și dumneavoastră alegeți. O folosiți sau nu o folosiți. Dar ce vă costă să o folosiți? Haide, stimați domn, ce vă costă pe timp de o lună 10% să investiți în soție? Ia să vedem ce o să vă coste. Și haideți să vă spun un secret de genul ăla, așa. Între noi fie vorba între bărbați dacă mă aude. Da? Nu contează că este luna mai și este cald afară, dar este momentul ideal să cumpărați o haină de blană pentru soție. Pentru că acum sunt cele mai bune și cele mai bune prețuri și fiecare soție merită o haină de blană. Și știți de ce? Pentru că de blană o să o arunce soția în dormitor doar hăinuța de blană. Și o să vă lase pe dumneavoastră să vă răsfățați și cu privirea și nu numai. Pentru că toți merită momentele respective și nu cu altele pe undeva, leu, nu pe acolo, că acolo e vorba de vampirizare și pe bani și pe energie. Asta, prima zi, să știți. Dar în altă parte e vampirizare. Acasă este încărcare. Și dacă nu, nu predispuneți sau nu oferiți soții motivele necesare să vă încarce, el nu o să vă încarce. Așa că fuguța la cadouri, stimați domni, nu vreți haine de blane, vă spun un alt secret. Există niște inele frumoase cu diamante. Și ăla este foarte bun. Niște cercei frumoși cu diamante. Și ăia sunt foarte buni, dar doar cercei, doar inelul, nimic, nicio textilă pe soția dumneavoastră. Și admirați cercei și inelul. Ia testați lucrurile astea, stimați domni. Stimate doamne, vedeți cum vă țin eu partea? V-a făcut soțul, soțul, astfel de cadou în pandemie? Nu! De ce? Chipurile n-a avut ocazie. Nu. A fost perioada asta destul de delicată, cu toții suferim, cu toții nu ne simțim în largul nostru și cu toții trebuie să ne adaptăm noilor energii, noilor situații. Deci, dacă nu există colaborarea asta între femeie, bărbat, în cuplu, lucrurile nu vor merge bine. Și orice sfat primit de dumneavoastră din exterior să vă resetați banii, să vă resetați sănătatea, să vă reseta... nu va avea efect pentru că voi sunteți un cuplu. Concluzia finală la tot ce v-am spus acum și eu o să răspund și la întrebări. Bela, mi dacă sunt întrebări, pregătește întrebările să răspund. Deci haideți să vă spun eu care e esența vieții dumneavoastră. De ce ați venit pe pământul respectiv? De ce găsiți un bărbat cu care să vă cuplați? De ce se naște un copil? Din punct de vedere energetic, minunea se numește în felul următor. În momentul în care vă căutați un partener, căutați o altă energie cu care să fuzionați. Deci, dumneavoastră sunteți o energie, el este o energie, și în momentul în care vă cuplați și vă pregătiți să trăiți o viață cu el, se produce fuziunea a două energii. Și această fuziune se poate manifesta ca ceva sublim. Ce înseamnă sublim? Vă spun eu acum, imediat, cine a urmărit în parc. Doi bătrâni, la 80-90 de ani, soț-soție, care se plimbă ținându-se de mână. Deci aparent avem niște corpuri ofilite, urâte, nu contează, dar esența fuziunii între ei vă poate aduce până la lacrimi. Deci fuziunea energetică vă poate transforma și zice, uite mă cum sunt ăștia, nu-mi vine să cred, ce mi-aș dori și eu așa ceva. În cazul nașterii este divizarea, când se rupe o altă energie. Deci când vă căutați soțul de partenerul, de fapt căutați să fuzionați. Tocmai de vă spun că este importantă armonia într-un cuplu și este important ca cuplu să existe două energii care să fuzioneze. Și fericirea va veni din fuziune, nu din lucruri, nu din evenimente. Pentru că, după cum vă spuneam și data trecută, fericit poți să fii și pe timp de război. Dar mai ales pe timp de pace. Și încă o dată vă spun, afară este raiul dacă vrei să vezi raiul. Și este iadul dacă vrei să vezi iadul. Și sunteți niște luptătoare, sunteți niște învingătoare. Și eu vă recomand când o să ieșiți afară să vedeți raiul și cel mai important lucru, să priviți cu totul cu alți ochi partenerul care a fost alături de dumneavoastră în perioada asta, chiar dacă v-ați mai supărat, chiar dacă v-ați mai certat, credeți-mă, este jumătatea dumneavoastră cu care urmează să fuzionați, să fiți fericiți. Asta este esența vieții, fericirea. Momentele zilnice de fericire. Bela, mi mai avem 5 minute. Te rog frumos dacă mai sunt întrebări. Da, Andrei, avem foarte mulți oameni alături, alături de noi în live și le mulțumesc că au acceptat să vină vină cu noi. Ne întreabă. Cristina, dacă nu ești căsătorită, mă încarc și atrag. Cu siguranță este momentul tău de glorie, Cristina. Este momentul în care vei avea 3-4 luni, nu numai să-ți găsești partenerul, ci partenerul de viață cu care să faci o familie. Și nu vorbesc aici de acte scrise la primărie. Aia nu contează pentru bărbat. Aia sunt simple hârtii contează ce are în suflet. Deci poți să-ți găsești sufletul pereche și dacă nu faci ceea ce am spus eu în video respectiv, șansele tale vor fi reduse, că vor face altele în locul tău și o să-ți ia ceea ce al tău din față. Deci mai ales pentru cele care nu sunt căsătorite, respectați regulile de bază și alintați-vă, încărcați-vă, respectați-vă și vă rog să uitați puțin de muncă. Deci doar patru ore, patru ore, atât aveți voie, restul, restul perioadei sau vă închiriați la locul de muncă și prestați cât sunteți plătiți sau nu munciți, sau munciți din plăcere. Cu siguranță munca din plăcere nu e muncă. Deci astea sunt variantele. Și alint total. Altă întrebare. Altă întrebare nu mai avem acum, dar vă invit să scrieți întrebările, iar Andrei ne va răspunde la întrebări și după live. Andrei, siguranță, Or... Cu siguranță voi urmări și întrebările celelalte, cu siguranță cine a rezonat cu informația respectivă și vor să vadă întregul material, asta presupune vreo 20 și ceva de ore de material video, unic, unic pentru că ceea ce spun eu am și o susținere, am și un grup de studiu, am foarte multe lucruri de explicat, dar nu este pentru publicul larg. Tocmai de aia vă spun că am un curs online care va începe pe 11 mai pe durata de 3 săptămâni, destinat atât bărbaților, cât și femeilor și vorbim despre sănătatea ta energetică. Cine vrea să afle detalii poate să intre pe energiata.com, curs online și să primească acolo informațiile necesare. Un curs accesibil tuturor și la care în, cur, în curs în cadrul în cadrul veți primi atâtea răspunsuri încât credeți-mă că o să vă schimbați radical viața, anume din perspectiva asta, Interacțiune socială corectă. Despre asta vorbim, despre interacțiunea socială corectă, nu despre alte lucruri despre lucruri efemere, despre lucruri nu. Vorbim despre ceea ce trăim noi aici, pe pământ. Și, încă o dată, vă mai spun, din punctul meu de vedere, multe, multe, multe lucruri pe pământul respectiv se învârt în jurul unei femei adevărate, nu pur și simplu femei, ci femei adevărate. Și, în final, atenție foarte mare, ca o concluzie de final, stimate Doamne, dacă nu. Vă, nu că vă împreteniți, dacă nu introduceți elementul apă în viața dumneavoastră în perioada următoare, o să aveți foarte mult de suferit. Deci țineți minte, plajă, soare, alind, băutură, relaxare este secretul feminității și resetării dumneavoastră și toate astea la un loc le puteți găsi la hotel sau voi mamaia în colțul ăla de rai, situat undeva în nordul stațiunii, acolo unde e bubuială mare, e distracție mare, nu în sud, unde sunt copii, unde sunt alte chestii, acolo unde distracția este la maximum. Și eu vă spun că și în vara asta, cu toate restricțiile, Cine vrea să se distreze, cine vrea să se încarce, marea vă așteaptă. Și un, o surpriză enormă pentru toată lumea, oameni buni, marea a devenit mai curată, mai frumoasă, Delfinii au început să apară pe la mal și abia așteaptă să vă ajute. Deci, vedeți, natura se pregătește să vă ajute pe voi toți cei care o respectați și solicitați ajutorul. Din punct de vedere energetic, deci un colț de rai care se pregătește să vă susțină în demersurile voastre de rețetare, vă așteaptă mamaia. Andrei, îți mulțumim mult de tot pentru participarea de astăzi. Încă o dată, sunt recunoscători că ai acceptați să fie alături, alături de noi și le mulțumesc, le mulțumesc celor care au fost alături de noi în acest live. Sper că informațiile să le fi găsit foarte, foarte interesante. Și nu uitați, astăzi la ora 3 ne vom reîntâlni cu Raluca Culda, care ne va vorbi despre cele șapte comori interioare, iar la ora 15 Monica Ion va vorbi despre relații și valori. Mădălina ne va Pune la ora 19.30 poezii, iar Marius Revent la ora 21 va, va vorbi despre cele mai bune filme de cuplu care îi plac ei, dar îi plac și lui. Încă o dată, Andrei, îți mulțumesc mult pentru participare și le mulțumesc celor care au fost alături, alături. Și eu vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit într-o duminică dimineața, în detrimentul plimbării sau ieșirilor la aer liber. Și ție îți mulțumesc pentru ocazia care mi a acordat-o de a transmite mesajele respective și, într-un fel, nevoia mea de a furniza informații, sper eu, utile tuturor care vor să mă asculte. Le urez tuturor multă sănătate, refacere rapidă și să savureze fiecare minut. Și în izolare și după izolare, că viața întotdeauna merită tărăită la cote maxime și cu multă, multă sănătate. Sănătate tuturor și fericire! O zi bună! Mulțumim!